Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. În primul rând, vă mulțumim frumos pentru înțelegere. Să știți că pisicile au stricat de tot internetul și a fost nevoie să vină o echipă de specialiști pentru a repara problema a trebuit să schimb un aparat pentru că l-au. Prin joaca lor, în fine l-au trântit, probabil că n-am reușit să mă uit să văd atunci doar am auzit pocnitura și ați văzut și voi surpriza de ieri de la scorpion. Da, weekendul se anunță destul de interesant, aș spune eu. Este un weekend în care putem să găsim soluții, dar e important să ne uităm acolo unde trebuie. Dacă nu ne uităm acolo unde trebuie, și dacă nu ne ascultăm puțin așa intuiția, o să vorbesc exact. Pe scurt s-ar putea să simțim totul ca un blocaj, iar ziua de duminică vine cu decizii importante, dar eu tin să cred că sunt decizii personale, nu cred neapărat că se întâmplă lucruri fizice. Da, motanul tot e agitat, eu nu pot să înțeleg ce are, am înțeles că și pisicile voastre sunt agitate în perioada asta, cred și eu la ce aspectă sunt pe cer, toată lumea e agitată, e un haos total. Da. Hai să vedem. În primul rând, sâmbătă, luna încă este în berbec, de acolo ne ajută, ne ajută să mai rezolvăm acele tensiuni, acel haos în care suntem și chiar ne poate da idei bune, de ce nu? Uh, data de 3 vine cu Arcana majoră împărăteasa, care vorbește despre abundență, despre confort, însă fiind cu Arcana majoră eremitul aici, țin să spun că poate să fie o zi de sâmbătă în care Alegem să privim cu adevărat ce anume este important pentru noi din punct de vedere fizic, ce anume ne aduce confortul și cei mai mulți veți conștientiza în ziua de sâmbătă, poate prin niște lucruri aparent banale. Care e confortul? Ce contează cel mai mult? Bineînțeles că aceste energii vorbesc și despre o problemă financiară sau despre o problemă legată de... Zona aceasta materială, haine, mâncare, confort, resurse și așa mai departe. Nu știu dacă am menționat aspectul, o să încerc să fac filmarea după ce termin cu filmările pentru 2023, ca au început să apară, o să fac o filmare specială pentru decembrie și o să fac și una pentru 2023 cu tendințe generale. Uh, pentru că luna aceasta decembrie este oarecum în oglindă cu ceea ce s-a întâmplat în martie în acest an. Deci, îți amintești ce s-a întâmplat în martie în viața ta, și luna decembrie este mult amplificată. În luna decembrie chiar suntem puși în fața faptului împlinit cu toții, fiecare în domeniul său de viață. Vreau să fac o paranteză, și anume au început să apară filmările pentru 2023. Prima serie este doar cu analiză de tarot, fără partea astrologică. O să mai fac o parte, o să mai fac o serie de filmări pentru 2023, dar acelea vor fi doar cu previziuni din punct de vedere astrologic pentru fiecare zodie în parte. Și dacă o să mă mențin sănătoasă, liniștită și dacă o să mă ajute cel de sus, o să fac și niște filmări speciale pentru fiecare zodie, încă o serie de filmări pentru 2023, doar pentru dragoste, doar pentru viața privată. Dacă vi se pare bună ideea, lăsați-mi comentarii, dacă nu rămân doar cele două serii, seria generală cu tarot și seria generală cu astrologia. A doua serie o să apară, nu știu când. Când pot, promit că filmez. Am profitat și eu că uh, am fost liberă și uh, am încercat să mă ocup de partea asta. Bun. Revenind, deci sâmbătă. Cred că am fost clară. Sâmbătă, nu știu, putem să facem cumpărături uh, și chiar să ne dăm seama ce anume putem să cumpărăm. Poate chiar ne putem face planuri, de ce nu. Pot exista tot felul de blocaje din partea femeilor sau blocaje care țin de bani, care țin de. Starea noastră de confort. Nu știu, se ia lumina, se întâmplă ceva, lucruri de genul. Să sperăm că nu. Bun, deși sunt foarte sceptică cu luna plină din gemeni de săptămâna viitoare, ori cade vreo rețea de, de socializare, ori se întâmplă ceva atunci, în general, în lume. Dar să trăim momentan weekendul. Apoi, duminică luna o să fie în tauri și de acolo ne ajută, da, deci sâmbătă ne vine ideea și duminică am putea să o punem în practică. Și interesant este că avem împăratul care ne ajută foarte mult să ne organizăm în ziua de duminică. Știu că e o zi de relaxare, unii poate lucrați, dar e important de menționat faptul că se pot lua decizii extrem de înțelepte. Pe de o parte. Pe de altă parte, există o predispoziție să ne pierdem în detalii. da? Uh, e bine să acordăm o mai mare atenție detaliilor, în general, în luna decembrie, dar duminică uh, ar fi bine ca deciziile pe care le luăm, da organizarea pe care putem să ne o facem pentru următoarea săptămână uh, să fie ceva mai. Uh, Strictă și la obiect, și să ne vizeze în primul rând pe noi. Energia generală este arcana majoră, moartea pentru ziua de duminică. Discutăm despre niște transformări care, repet, pot fi doar la nivel teoretic, dar pentru alții, așa cum am spus, probabil este o conștientizare foarte profundă în ziua de sâmbătă ca duminică să ne organizăm puțin mai bine. Pot fi transformări în relația cu șefii cei care lucrați, pot fi transformări în relația cu autoritățile. Se pot închide tot felul de programe și așa mai departe. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați. Până atunci mai am un un element de menționat și anume Neptun intră în mers direct, începând cu data de 4 decembrie, deja se simte cât de cât uh, pentru că a fost staționar sau odihni și el din retrogradare, cum s-ar spune, uh, și începând cu 4 decembrie pentru toată lumea uh, lucrurile vor fi ceva mai clare. Nu vă imaginați că se clarifică de tot, dar oricum, cât de cât începem să vedem acolo lucrurile mai clar. Uh, lumina, da, că tot vorbeam eu că e o lună întunecată. Uh, Începe ușor, ușor să se facă lumină, cât de cât începem să mai zărim ceva ceva și Neptun, acolo fiind în mers direct, să știți că începe să ne ajute mult mai mult pe tot ce ține de credință, tot ce ține de spirit. Bun și acestea fiind spuse gata, trecem la zodii. Te invit la filmările pentru următoarea săptămână dacă nu le-ai văzut deja, te invit la filmările pentru luna decembrie și dacă stai aproape în acest weekend și sper să reușesc să termin toate zodiile pentru anul 2023. Bun, hai să începem. Zodia Berbec. Păi ce să-ți spun, e un weekend în care um, ai o discuție așa foarte interesantă cu o persoană importantă. Unii bărbeci chiar reușiți să vă clarificați anumite elemente. Discuți cu o persoană care se află în străinătate sau în sfârșit îți vine acea idee genială, cum anume să spui în practică acele idei, acele principii pe care tu le ai. Ziua de duminică este foarte bună pentru tine, poți să găsești o reducere bună, poți să primești un cadou, poți să te preocupi de tine, dar în general ziua de duminică te găsește bine, ești apreciat în familie, unde mergi tu și chiar îți poți cumpăra ceva drăguț. Hai să vedem, dragi berbeci, ce se întâmplă. ce transmite și tarotul. Prima carte, magicianul pentru tine, așa cum îți spuneam, este un weekend în care te preocupe așa de propria persoană, cauți soluții și cu siguranță vei găsi o atitudine foarte fermă pe care o iei în legătură cu activitate pe care o ai de făcut. Următoarea carte, nouă de spade. Te văd așa puțin stresat, însă uh, vezi că totuși este un weekend în care ți se cere să vezi și partea practică a lucrurilor, nu doar teoria, că uh, lucrurile sunt destul de haotice pentru toți la acest capitol. Următoarea carte, Faietonul, o legătură cu Zodia Rac, văd aici, un drum pe care îl poți face sau mai multe drumuri pe care le faci. Este un weekend în care reușești să-ți menții echilibrul din punct de vedere mental și asta este foarte bine pentru tine. Să știi că avem cu toții nevoie de energia ta, mai ales în ziua de sâmbătă. Nu m-ar mira să vină persoane să-ți ceară tot felul de păreri. Ultima carte, Lumea, foarte frumos, mi se accentuează ideea aceasta de legătură cu străinătatea, dar văd aici și o eventuală încheiere karmică de care poți avea parte îți pregătești un drum, nu știu, discuți cu o persoană, îți pregătești un drum, vrei să pleci undeva, o persoană din jurul tău pleacă undeva anume. Zodia Taur. Ziua de sâmbătă te găsește puțin lipsit de energie și poate ar fi bine să nu tragi de tine foarte mult. Atenție la ceea ce visezi, atenție la lucrurile care se întâmplă, în mod special uh, Vineri spre sâmbătă, atenție la ce visezi, chiar sâmbătă dimineața vezi ce se întâmplă prin viața ta. În general, e o zi bună să îți mai faci niște curățenie prin casă și chiar e o zi bună să-ți clarifice anumite probleme legate de o persoană importantă din viața ta. În egală măsură este un weekend bun cu nu știu pentru întâlniri ascunse pentru secrete pentru discuții din acestea mai diferite. Dar ziua de duminică te găsești foarte energic, foarte plin de viață și concentrat foarte mult pe propria persoană. Cel puțin ar fi bine să te concentrezi puțin pe tine. Hai să vedem, dragi tauri, ce se întâmplă. Ce trebuie să știi tu pentru acest weekend? Bun, trei de băte, uite, un drum scurt pe care îl faci sau chiar niște planuri. Poți să faci un drum scurt, să te întâlnești cu persoana iubită, alții dintre voi chiar începeți să aveți o mai mare încredere. Vezi că ziua de sâmbătă este bună, să te întâlnești cu persoana iubită, dar cumva ori într-un loc mai ascuns, ori e un moment așa în care ți se cere să faci ceea ce simți. Dacă ești o persoană singură, încearcă să te lași așa purta de evenimentele din jur, că s-ar putea să ai o surpriză plăcută. Următoarea carte, Turnul, care vorbește despre o răsturnare de situație, însă m-aș gândi aici la o primă de blocare de care ai parte. Poate chiar afli de o veste destul de uh, intensă, destul de profundă pentru tine, de la un drum. Diavolul, apoi o legătură cu Zodia Capricorn, se pare că în acest weekend, uite, reușești să te eliberezi dintr-o situație toxică. Pentru alți e vorba de o sincronicitate care se întâmplă, ceva ce are loc acolo în viața ta, poate o discuție, ți-am spus, o activitate și ideea este că ai foarte mult de ajutor din acest punct de vedere. Ultima carte, 10 de cupe uite, o bucurie pentru tine! Poate să fie un weekend în care vrei să stai mai mult cu familia, vrei să stai acasă, vrei să te relaxezi, să te liniștești și asta e foarte bine. Zodia Gemeni pentru tine este un weekend în care, în primul rând, ziua de sâmbătă te găsește în niște relații foarte bune cu persoana iubită, cu un prieten, cu persoanele din jurul tău. Poți să socializezi, poți să-ți faci niște planuri foarte îndrăznețe, dar ziua de duminică te găsește puțin obosit. Dacă vrei să profiți de energia asta, ar fi bine să meditezi mai mult, să te rogi, poate chiar să te odihnești și să îți asculti foarte mult intuiția. Da? Ar fi bine să ții anumite lucruri pentru tine în ziua de, de duminică Bun, a început citirea Da, mi s-a deranjat părul Regina de spade, care este cartea ta, este energia ta aici E clar că, uite, îți faci așa niște planuri Da, poți să-ți faci niște planuri foarte interesante împreună cu o persoană dragă ție Văd aici o eventuală petrecere, o bucurie sau ceva ce-ți planifici pentru sărbători o călătorie îndepărtată văd aici sau o legătură cu o persoană din străinătate pentru unii gemeni. Următoarea carte, judecata, se pare că e o decizie foarte importantă în acest weekend, dar există și o predispoziție spre a te revedea cu persoane din trecutul tău. Parcă se clarifică ceva, stai la masă cu o persoană și îți clarifici niște chestii. Ultima carte, Cavalerul de Cupe o bucurie pe care o ai. Cineva face drum către tine, tu faci un drum către cineva anume. Rezolvi niște lucruri foarte interesante în, în acest weekend. Se clarifică ceva legat de o persoană foarte apropiată de inima ta și nu te gândi doar la dragoste aici. Zodia Rac. Uh, dragi raci, ziua de sâmbătă este foarte bună. În primul rând, sâmbătă poți să ieși în evidență, poți să rezolvi o problemă legată de un șef, o problemă legată de uh, acea persoană care are un rol important în viața ta în momentul de față, fie că e cineva din familie, fie că e cineva de la muncă, dar dacă ai de făcut ceva în ziua de sâmbătă, vezi că un bărbat te poate ajuta sau e vorba de faptul că e bine să iei atitudine. Într-o situație anume ești apreciat sâmbătă ești bine văzut, deci dacă ieși undeva, cu siguranță ceilalți îți vor aprecia munca, îți vor aprecia modul în care tu acționezi. Iar ziua de duminică te găsești împreună cu prietenii, făcându-ți planuri de viitor, socializând foarte mult sau chiar stând pe internet în casă la căldură. Hai să vedem, dragi raci, ce se întâmplă. Parcă îți dă așa o idee, parcă îți dă așa un, să zic, o, o direcție ceea ce se întâmplă sâmbătă, chiar dacă pentru unii sunt lucruri aparent banale. Nu știu, faci curat prin casă și cineva te apreciază și stai seama că ar trebui tu să acționezi într-un anumit mod, într-un context anume. Repet, pentru unii sunt lucruri aparent banale. Doi de monede se pare că ești prins între două activități în acest weekend. De asemenea, văd că ai de luat o decizie importantă și văd că stai și cântărești totul foarte bine. Regele de spade vine aici cu o energie de aer, gemeni, balanță, vărsător. E clar că vrei să-ți faci niște strategii, parcă stai și tatonezi acolo un teren, vrei să vezi cum stau lucrurile. Următoarea carte, Steaua, o legătură cu un vărsător, dar văd aici și faptul că tu îți dorești ceva foarte mult. Este un weekend în care poți să strălucești, poți să ieși în evidență, bineînțeles, și tot această carte să știi că vorbește despre un loc modern în care tu poți să mergi. Ultima carte, Temperanța, o legătură cu un săgetător pentru unii, dar văd aici și o predispoziție spre împăcare. Cineva te ajută să te organizezi, cineva îți dă un sfat, se întâmplă ceva aici și parcă începi uh, încep să cântărești lucrurile la un alt nivel. Reușești să-ți găsești echilibrul. Zodia leu. Ziua de sâmbătă te găsește foarte concentrat pe străinătate, pe zona aceasta de plecări și da, e o persoană acolo importantă din viața ta care te poate ajuta poate persoana iubită, un copil, o persoană mai tânără. Uh, pentru alții dintre voi, bineînțeles că discutăm despre o zi de sâmbătă în care poți să studiezi ceva, vezi că îți vin niște idei bune, ai foarte multă susținere și ziua de duminică te găsești foarte relaxat, poate chiar te preocupi doar de tine și dacă, știu eu, ai vreo ieșire de făcut, vezi că lucrurile sunt bune, ești apreciat, ești bine văzut de către ceilalți și ci să mai clarifică așa ă, zona ta, să zic, de reputație. Da, unii puteți să rezolvați probleme ă, legate de un șef pentru alții dintre voi. Da, na, fiind duminică îmi dau seama că nu toată lumea lucrează. Pisicile sunt în cameră, dar dorm în pat în fața mea, deci nu, nu știu dacă vor veni diavolul, o legătură cu un capricorn. Văd aici niște lucruri toxice care se întâmplă în acest weekend, poate chiar o dorință foarte mare de a face un drum. Asul de băte, uite, o veste bună care vine, ceva ce te inspiră. Văd faptul că într-o relație din viața ta crește pasiunea, dar poate să fie și un weekend în care poți să cunoști o nouă persoană sau primești o veste bună care îți dă foarte multă energie. 6 de monede, uite, primești niște bani, cumperi ceva, achiziționezi ceva în acest weekend uh, și de asemenea discutăm despre un moment în care poți să primești o donație, un cadou sau tu să ajuți pe cineva, cineva îți cumpără ceva. Ultima carte, Asul de Cupe, uite, o veste bună, liniște, pace și tot această carte vorbește despre o veste bună pe care poți să o primești, despre faptul că ești poate chiar și mai sensibil în acest weekend. Dar rezolv ceva legat de niște cumpărături pentru unii dintre voi. Da, sper că n-am amestecat zodiile. Zodia Fecioară, um, pentru tine ziua de sâmbătă este foarte intensă, probabil ai foarte multe lucruri de făcut, dar vezi că rezolvi ceva important legat de familia ta, ceva legat de o persoană importantă din familie. Se clarifică niște chestii, ai o discuție, se întâmplă lucruri, poate chiar e ceva care o să te surprindă într-un mod plăcut. Și de asemenea ziua de duminică te găsește foarte concentrat pe studiu, spiritualitate, intri în contact cu persoane din alte culturi, chiar ziua de duminică este foarte bună să-ți programezi o plecare undeva anume, de ce nu? Parcă e o zi așa în care te concentrezi mai mult pe sufletul tău, iar unii vedeți că dacă aveți ceva de învățat, duminică e de bine, duminică te poți concentra mai bine. Hai să vedem ce se întâmplă. Wow! Sărit multe cărți. Ce faceți, dragi, dragi fecioare? Aveți activitate multă. O să le iau pe toate în considerare, n-am ce să fac, să nu se supere alte zodii, dar înseamnă că aveți mesaje, înseamnă că se întâmplă multe. Da, uite, ești preocupat de bani în acest weekend, să rezolvi ceva legat, de o sumă de bani, de o firmă, de... Nu știu pentru casa ta, da? uite Zodia Berbec, o posibilă legătură. Și uite, văd că lucrezi foarte mult, da, lucrezi la ceva, ești foarte apreciat. Nu știu, faci curat în casă sau vrei să finalizezi ceva legat de munca ta pe de altă parte. Și unii dintre voi aveți ocazia să vă întâlniți cu o persoană dragă, să aveți o întâlnire poate într-un loc mai retras sau poți să afli niște secrete importante legate de partenerul tău. Iar uh, pentru fecioarele care sunt singure, e un weekend în care e posibil să intri în contact cu o persoană din trecutul tău, cineva cu care nu te-ai mai văzut de mult timp. Uh, poate chiar cine știe dacă ai probleme într-o relație, acum le poți rezolva. Și când spun relație, nu mă refer neapărat pe dragoste. Poate să fie vorba pentru unii și de, să spun așa, uh, chiar de zona aceasta a uh, Prietenilor. Sau o rudă, o persoană dragă. Ideea este că ai ocazia în acest weekend să afli niște informații foarte prețioase pentru tine. Dacă te apuci și studiezi ceva sau dacă te apuci, citești o carte, te uiți la un documentar, călătorești așa cu mintea prin anumite direcții. Zodia balanță. Ziua de sâmbătă este foarte bună pentru socializare pentru tine, în general pe relațiile tale. Vezi că ai o discuție foarte interesantă care te ajută să-ți mai detenționezi puțin problemele pe care le ai. Poți să faci o înțelegere cu cineva, poate rezolvi ceva legat de o mașină, ceva legat de un drum pentru alții dintre voi. De asemenea, nu știu, e un plan de viitor sau e ceva legat de un prieten, deci rezolvi niște probleme, socializezi mult în ziua de sâmbătă, dar ziua de duminică te găsește destul de obosit și ar fi bine să, te, mă rog, să nu te supra-soliciți pentru că pot apărea tot felul de evenimente uh, în jurul tău care să te solicite. E bine sâmbătă să stai tu cu tine, să te vezi cu persoana iubită, să trăiești viața din plin. Uh, poate chiar să te bucuri de ceea ce ți se oferă. Dar în egală măsură este și o zi așa puțin intensă. Hai să vedem, dragi balanțe, ce se întâmplă pe aici. Prima carte, judecata, uite, te revezi cu o persoană dragăție sau iei o decizie importantă legată de o relație, legată de un loc de muncă. Unii chiar e posibil să primiți o veste pozitivă, o veste bună în legătură cu un proiect sau în legătură cu ceva la care tu lucrezi. Cinci de cupe aici vine și îmi spune mie că ceva totuși se închide. Poți să afli niște lucruri care să te supere inițial, dar care sunt benefice pentru tine. Unii dintre voi chiar e posibil să reușiți să închideți ceva ce nu vă mai place, dar pentru unii e ceva mai mult la nivel de conștientizare. Zece de spade care vine cu un final aici, ceva care se încheie, dar uite, e ceva ce te ajută mult, e ceva special pentru sufletul tău, pentru inima ta. Ultima carte, Justiția, este cartea ta în tarot, deci clar e vorba de o decizie pe care tu trebuie să o iei. Oricum ar fi judecata vine și te pune acolo la masă cu acea persoană sau vine și te pune față în față cu tine, față în față cu problema. Dar decizia vezi aici că ți aparține ție într-un final. Unii chiar e posibil să auziți de o demisie sau auziți de o despărțire în jurul vostru. Ceva de genul acesta. Iar unii chiar e posibil să vă dați seama printr-o discuție pe care o aveți, printr-un drum scurt pe care îl faceți, cum că există o șansă acolo pentru tine dintr-un anumit punct de vedere, doar că, uite, e cartea ta, adică totul e la tine în mână. E un weekend foarte, foarte interesant pentru tine. Zodia Scorpion. Uf, dragi Scorpion, de această dată pisicile dorm, deci e un weekend mai liniștit pentru tine. Ziua de sâmbătă este foarte bună să lucrezi, este foarte bună să lucrezi cu tine, în primul rând, și vezi că printr-o persoană importantă reușești să rezolvi niște probleme foarte interesante, însă mai mult decât atât, ți se cere să acționezi cumva diferit. A unii puteți să primiți o avansare sau să vă simțiți apreciați la muncă, nu știu, sau în general faci acolo o faptă bună pentru cineva și ești apreciat și te simți bine. Dacă lucrezi în ziua de sâmbătă, e ok, ești foarte bine susținut acolo, toată lumea te aplaudă, ți iese treaba fix așa cum ți-ai dorit. Indiferent că e vorba de o treabă în casă sau de, chiar de faptul că mergi la muncă. Ziua de duminică este bună pentru socializare, pentru a intra în contact cu ceilalți, și chiar discutăm despre o zi în care, pentru unii, bineînțeles, pot apărea anumite tensiuni în relații, atenție, dar ideea este că ești favorizat să fii puțin mai obiectiv în, în situația respectivă. Poate e ceva legat de o asociere, de un parteneriat, de un contract pentru alții dintre voi. Hai să vedem ce se întâmplă. 5 de monede, da? În egală măsură, văd aici o veste care apare și care te determină să pleci dintr-un loc, da? Te determină să închizi ceva. Atenție puțin și pe sănătate în acest weekend, nu te supra-solicita. Cartea aceasta, judecata, vorbește despre faptul că iei o decizie sau ai o discuție cu cineva care te ajută să-ți clarifici niște probleme, da? E ceva legat de zona sănătății e ceva legat de o problemă financiară aici. 10 de spade, uite, un final, ceva care se închide pentru tine în acest weekend, dar mai mult tare tin să cred că și tu ești persoana care ia atitudine. Vrei să pui capăt la un stil de viață, la o situație, Ultima carte, șase de spade, văd aici că pleci undeva sau te pregătești să te muți, te pregătești să faci o schimbare, poate să-ți vină cineva în vizită și chiar te-aș ruga să acorzi o mai mare atenție drumurilor în acest weekend. Chiar ar fi bine. Zodia Săgetător, pentru tine ziua de sâmbătă este bună să te distrezi, să te simți bine în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Este un weekend așa de joacă pentru tine, vezi că ai multă creativitate, și foarte mult ajutat. Însă ziua de duminică te găsește poate puțin obosit pe de o parte, pe de altă parte duminică ai chef de lucru, ai chef să faci ceva, să lucrezi la un proiect pe care îl ai, la nu știu, ceva ce ai tu de făcut acolo și asta e foarte, foarte bine. În egală măsură vezi că Să, mă rog, să spun așa, e un weekend în care poți să te ocupi chiar și de animalele tale de companie. Nu știu, nu spun acum că toți săgetătorii lucrați, dar unii chiar o să aveți chef să, mai, să vă mai puneți așa la punct anumite chestii. Dar ar fi bine, totuși, duminică să nu te suprasoliciți, totuși încearcă să te și odihnești puțin. Bun cavalerul de monede pentru tine e clar aici că uite și șase de cupe. Te preocupi mult de plăcerile tale de un copil văd aici în egală măsură faptul că poți să te revezi cu o persoană din trecutul tău sau poate chiar face o activitate destul de interesantă împreună cu o persoană dragăție. Șapte de spade totuși îmi spune mie despre cineva care se simte puțin trădat. Poate chiar faptul că lucrurile funcționează ceva mai greu e posibil să nu îți placă. Diavolul apoi o legătură cu un capricorn. Vezi că sunt niște lucruri care nu sunt ok acolo și care trebuie lăsate deoparte. această carte poate să vorbească despre lucruri toxice sau despre obiceiuri nesănătoase. Vezi că luna e pe o casă a sănătății, atenție puțin pe acest lucru. Da? Ultima carte, asul de bâte, păi uite că îți vine și o idee bună. Îți vine o idee bună, asul de bâte poate să reprezinte și o nouă persoană pe care o poți cunoaște Însă, în egală măsură, această carte poate să îți pună foarte clar despre faptul că ai ocazia în acest weekend să acționezi într-un mod diferit da? Sau îți vine o idee, vrei tu să faci ceva și până la urmă îți vine ideea și acționezi Zodia Capricorn pentru tine, ziua de sâmbătă este foarte bună să-ți rezolvi niște probleme legate de familia ta. Vezi că te poți revedea cu o persoană dintr-un trecut foarte îndepărtat sau uh, poți să iei hotărârea de a închide ceva legat de casă, de familie. Adică îți schimbi camera, muți mobila, faci niște, nu știu, îți decorezi casa, faci tu ceva pe acolo și asta e de bine. Ziua de duminică este foarte bună pentru tine, să te vezi cu persoana iubită, să cauți pe cineva, să creezi ceva, că ai multă creativitate și chiar este o zi bună să petrești timp alături de copilul tău. Asta dacă ai copii. Da? Dacă nu, poți să te apuci să faci niște planuri pentru un proiect. Hai să vedem, dragi capricorni, dar ziua de. Uh, De duminică chiar poate să fie foarte bună pentru tine. Chiar dacă sâmbătă vezi că pentru tine pot apărea anumite tensiuni. Dar nu e neapărat nevoie. La baza pachetului 10 de monede, văd aici o puternică legătură cu familia, casa și așa cum îți spuneam, de un blocaj sau de o problemă care e de mult timp. Mai văd o legătură cu zodia pești prima carte, 8 de cupe, așa cum îți spuneam, renunți la ceva, abandonezi ceva, lași ceva în urmă, aveai niște activități de făcut și renunți la ele sau așa cum ți-am spus, nu știu, schimbi camera, schimbi pătura de pe canapea, ceva faci. Cavalerul de cupe, următoarea carte, care îmi spune mie despre faptul că îți dai seama că e cazul să te mai simți și tu bine Cavalerul de Cupe vine cu o invitație către tine. Primești o invitație de la un prieten, de la un vecin, de la persoana iubită, ca să ieșiți undeva sau poate să-ți vină cineva în vizită, posibil și acest lucru. Justiția, ca și ultimă carte, vorbește de o legătură cu zodia balanță, dar și de faptul că îți poți clarifica puțin în mintea ta cum anume stau lucrurile într-o situație. Iar unii puteți avea o discuție foarte bună legată de casă și de niște acte sau ceva legat de căsătorie. Sau chiar de un divorț, nu știu fiecare în ce situații sunteți Zodia Vărsător Dragi vărsători, ziua de sâmbătă foarte bună Să faci drumuri scurte, să socializezi Vezi că îți poți planifica ceva împreună cu o persoană dragăție Și ai aici un prieten care te ajută sau persoana iubită te ajută Aveți acolo o discuție interesantă da, iar vărsătorii care sunt singuri, dacă faceți multe drumuri, aveți șanse în ziua de sâmbătă să cunoașteți pe cineva. De asemenea, este o zi bună pentru comunicare și pentru întâlniri de familie sau întâlnirea cu anturajul tău. Ziua de duminică te găsește foarte preocupat de casă și chiar poate să fie o zi pe de o parte puțin tensionată pentru tine, mai ales pentru vărsătorii care sunt născuți în, în, prima parte a zodiei. Da? Pe de altă parte, poate să fie o zi de duminică extrem de favorabilă. Favorabilă, nu știu, să te ocupi de casă, de familie, să te vezi cu rudele, E, deci e un weekend destul de plin pentru tine. Hai să vedem și tarotul ce-ți transmite, ce trebuie să știi. Prima carte, 3 de spade, uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, 8 de cupe îmi spune mie că trece, această problemă trece. E o senzație de singurătate, de abandon, poate chiar o problemă de sănătate, dar care se poate rezolva în acest weekend. Următoarea carte, Cavalerul de Cupe, cineva se îndreaptă către tine în acest weekend sau intri în contact cu o persoană foarte apropiată de inima ta poate să fie cineva care se află la distanță de tine, adică într-o altă țară, într-un alt oraș sau cineva care stă într-un alt bloc sau într-un alt cartier și vorbiți online că e frig afară. Uh, pentru alții e vorba de o veste bună pe care o primiți din partea persoanei iubite. Ultima carte, Justiția, o legătură cu Zodia Balanță. E clar că reușești să-ți clarifici ceva aici în mintea ta, mai ales ceva legat de o relație importantă. Zodia Pești, uh, pentru tine este un weekend în care, în ziua de sâmbătă, poți să faci cumpărături, vezi că ai foarte mult ajutor uh, din partea celorlalți și ești foarte bine susținut, ești mult apreciat. Uh, unii pești, nu știu, ieșiți în oraș, sunteți apreciați, uh, cineva vă face un compliment. Alții poate chiar aveți discuții serioase cu partenerul în legătură cu uh, oficializarea relației sau cine sunteți voi pe aici, prin lume, împreună. Iar teoretic, unii pești ar trebui să primească un cadou sau ar trebui să primească o avansare, sau cel puțin să aveți astfel de discuții. Ziua de duminică te găsești alături de rude, alături de persoanele apropiate și făcând drumuri, da, sau. Uh, fiind foarte dornic să negociezi. E o zi bună pentru tine, ziua de duminică, în care prin intuiția de care dai dovadă, mai ales cu Neptun acolo care e în mers direct la tine în zodie, te ajută să mai clarifici niște probleme. Uite, luna și nouă de monede, o legătură cu zodia RAC sau cu zodia Scorpion, dar văd aici că pe de o parte începe ușor, ușor să se clarifice această situație legată de bani. Poate rezolvi ceva de ții pentru tine. Soarele, soarele și cu luna, o legătură cu un leu sau cu zodia berbec. Păi, dragi pești, unii puteți avea parte de o întâlnire într-un loc frumos, într-un loc luxos, poate, pentru unii dintre voi. Văd aici, de asemenea, un succes, o bucurie din partea unui bărbat sau din partea unei persoane importante. Iar ultima carte, E uh, împăratul, o legătură din nou cu un berbec. E clar că se hotărăște ceva pentru tine în acest weekend și în sfârșit uh, știi încotro te îndrepti. Hă, dragilor, cam acestea au fost previziunile pentru toată lumea, eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like funcții gratuite pentru toți și de asemenea. Vă invit la filmările pentru următoarea săptămână. Poți să revezi și filmările din această săptămână, să-mi spui dacă ai rezonat sau nu, pentru că ele sunt generale, ți se pot potrivi sau nu. De asemenea, te invit la filmările pentru 2023. Stai aproape că vor apărea toate în acest weekend. O să încerc pe cât posibil, doar dacă nu o să mă simt bine sau, doamne ferește, se întâmplă ceva, dar așa mi-am făcut programul ca să postez toate zodiile în acest weekend pentru 2023. Te îmbrățișez și îți doresc un weekend cât mai frumos!